și bine ați venit la proful online cu exerciții de matematică. Tema pentru acasă, da? Tema pentru acasă, la salvatră. Tema. Da, pornim, domnul profesor. Oare voi v-ați prapus la stupină? Împreună cu Irene, vreodată, nu? Nu. A fost și ei la stupină, deci ne cunoaște de acolo. Ai mai venit tu, Irene, dar Irene, da, ei au venit în costum de agricultură. Îmbrăcați, ne vezi acolo, pe... Dar atunci când ați filmat. Ai fost odată, da? Aha, v-ați găsit. V-ați găsit, Irene. Da, da, da. Dă-mi și mie, ca Irene. Ai trei probleme tale, Irene. La un centru de legume și fructe s-au adus de 4 ori mai mulți cartofi decât ceapă. După ce s-au vândut 1100 kg de cartofi și 200 kg de ceapă, rămân cantități egale. Câte kilograme s-au adus de fiecare fel? Da. Costă mai mult și la testă. Da? Ia să mai luăm încă o dată, mai rar. Mai rar că eu înțeleg greu. La un centru de legume și fructe s-au adus de 4 ori mai mulți cartofi decât ceapă. Deci s-au adus cartofi și ceapă, da? Cartofi și ceapă. Ceapă s-au adus atât și cartofi de 4 ori mai mult, nu? Da. Deci ce fac eu acum? Ce metodă încerc? Metoda grafică. Metoda grafică. De 4 ori mai mult. De 4 ori mai mult cartofi. 2. 3 și 4. De 4 ori mai mult. După ce s-au vândut 1100 kg de cartofi, deci ceapă și cartofi. După ce s-au vândut 1000 kg? 1100 kg de cartofi. Deci de aici se vând se vând. Vând 1100 kg. Deci 1100 kg de cartofi se vând. Așa. Și 200 kg de ceapă. Și 200 de kg de ceapă. Deci se vând 200 kg de ceapă și 1100 de așa. Și rămân cantități egale. Deci, în timp după ce se fac aceste lucruri, rămân cantități egale. Adică segmentele sunt egale. Da. Deci, hai să zicem că 200 de kg ar fi fost atât. Așa. Da? 200 de kg. Și atunci, deci, segmentul ăsta, care îl notez așa, cu galben, înseamnă 200 de kg. Adică? Adică cele trei segmente și ei acolo, egal 1000... Câte au fost aflăm sau câte au mai rămas? 1100 kg. Câte au fost la început, da? Ce cantități au fost la început? Adică toate trei segmentele și încă puțin. Deci toate astea trei segmente. Asta tot, asta tot, asta tot. Și ăsta mic. Și ăsta mic. Egal minus. Ăsta fac împreună 1100. Da. Deci 1100 de kilograme înseamnă cele trei segmente la început. Da? Și pătricica asta mică. 1100 kg. 1100 kg. Hai. David, ce zici? Eu zic să facem 1100 minus 200. Așa. Și ne dă un... rest. Și îl împărțim la 3. Corect. Și îl împărțim la 3. Corect. Sunteți de acord? Așa cum m-am gândit și eu. Așa? Așa? Da, Daria, tu ai te gândit la altfel? Da.
Ia să le faci de gândit tu. Poate ai o altă idee. Deci, eu m-am gândit că am putea să facem 1100 plus 200 și apoi să împărțim tot la... 1100 plus 200. Plus 200. Plus bucățica asta, da? Da, cu tot cu aia 1100, nu? Da, cu tot cu aia. Tu zici că după ce vin de 1100... Rămâne egal. Și 200 de coroane egal. Da. Da? Deci asta este... Păi cu tot cu asta. Irene. Deci autorul spune așa, că după ce vinde 1100 de kilograme și 200 de ceapă, ele rămân egale. Aici este momentul când trebuie să fim la acest. Rămân cele două părți egale. Asta îmi spune că cele trei părți pe care le-am văzut, le-am notat, plus 200, înseamnă 1100 de kilograme. Dar de te-o prins bine și voi ați prins acum, e clar, nu? Că cele trei segmente, una, două, trei, plus 200, egal cu 1100. Hai să notăm segmentele cu S. 3S, trei segmente, plus 200, egal cu 1100. Da? Trei segmente plus 200, egal cu 1100. Scădem 200 și echivalent cu a spune că 3 segmente este egal cu 1100. 1900. Cu 900. Cu 900, da? 900. Și dacă 3 segmente înseamnă 900, un singur segment... 900 împărțit la 3. Deci un singur segment este egal cu 900 împărțit la 3 și egal cu 300 de kilograme. Deci un singur segment înseamnă 300 de kilograme. De fapt, un singur segment ăla de ceapă de la început. Câtă ceapă a fost la început? Ceapa a fost 500. Acum îi prindem. Cât a fost 500? 300, 300, 300, 300. Care au fost 100 de kilograme așa. Și cartofi 1200. Corect. Deci, atenție multă. Au fost la început un singur segment. Da, și noi am zis trei segmente cât fac. Și trei segmente au însemnat 900, un singur segment înseamnă 300. Da. Și după ce s-au vândut 200 de kilograme de ceapă, a rămas aici cât? 100. 100. Da? 100 și la cartofi tot 100, da. 1100 s-au vândut. Deci în total au fost 1200. 1200 da. Și... Da? 1200. Nu ți-e clar, Irin? Ia să... Hai spune-mi, dacă ceva nu-i... Nu, înțeles. Înțeles acum, da? Deci de ce acasă n-ai putut să faci asemenea? Nu mi-a venit ideea pe moment. Eu așa am stat și mai mult și nu mi-a venit ideea. Asta trebuie să fie făcut. Segmentul, asta, ai văzut cum am început eu. Am început. Asta înseamnă ceapă. Dar de ce am început cu ceapa? Că cartofii, zice, sunt de 4 ori mai mult. Era mai puțin, așa. Dar ceapa e mai mică, e unitatea de măsură care o folosesc segmentul pentru ceapă, încep, da? Și pentru cartofi zic 1, 2, 3, 4. Așa a început, nu? Da, așa am început. Și pe aia mi-am dat seama la segmentul cu 200. Acolo nu ai prins bine problema. Deci, vinde și aici. Eu nu am știut cât e de mare. Că eu trebuia să erau mai mare. Corect. Cu alte cuvinte, fiindcă înseamnă 300, când am dat înapoi 200, cam atât trebuia să iau. Dar nu mi-am dat seama. N-am știut. Și am zis, băi, atâta să-ți fie. Ăsta înseamnă 200, care se vând și rămân egale. Adică 3 segmente și 200 înseamnă 1100. Deci în toată operația și lucrurile merg foarte frumos, foarte ușor. Mai ai vreo problemă? Mai ai iubit? Nu mai. Nu mai ai din gazeta matematică? Nu mai. Da? Bravo. Avem noi. Te rog. Eu au putut să testez și au dat exerciții de genul. Dacă A plus B este egal cu 353, suma două numere este asta. Dacă împărțim pe unul la celălalt, nu? Cum era? Al doilea împărțit la primul, da? B împărțit la A, era egal cu, zicem, 14 rest.
A plus B 8. Egal cu suma două numere. Era 353 să zic. 353. Era 8, 3, 17. Dar nu răspund. Eu nu mai știu cât era A plus B. Știți voi cât era A plus B? Nu. Acum dăm un alt exemplu. Cât era A plus B? A plus B era 353, chiar asta. Ba da? Nu, era cu SDM-ul acum numărul. Nu contează. Hai că sunt mai certe. Deci A plus B egal 353 și B împărțit la A, zic ei. Darea zice A împărțit la B, ei zic B împărțit la A. Așa zic. Când zice A împărțit la B, înseamnă că deja A e mai mare decât B. Da. Asta ar fi o primă observație. Dacă zici B împărțit la A, deci B împărțit la A, face și într-un fel și celălalt ca să vă certați. Exact. Da. Deci A împărțit la B egal cu câtul știut? Știi? Da, 8,17. 8 și restul? Restul 17. Așa. 8,17. Îi spun așa virgulă, pentru că câtul este 8 și restul este 17, da? Așa se dă de regulă pentru ei, la clasa așa. Așa vă dat? Așa vă dat în paranteze? Nu. Și v-o scris așa? Așa 8, 3, 17. Așa, egal câtul 8. 16. Deci la împărțirea asta, 14. L-aș zice așa, ca să ne împărțăm. Câtul 8. Deci, A împărțit la B egal cu acoladă. Câtul împărțirii este 8, iar restul este 17. Da. 14, zic ei. 14? Da. 14. Bine, 14, copii. 14, gata, ne-am înțeles. Nu ne mai certăm. Bine. Ce puteți spune despre A și despre B în relația asta? Pentru că A e mai mare decât B. Deci o primă observație, A mai mare ca B. Și încă ceva. Uitându-vă la rest, ce mai puteți spune despre împărțitor? Că A este mai împărțitor. A este cu 17. Cu 14. Deci întrebarea este asta. Ce puteți spune? B poate să fie 15. Da. Nu. De ce? Nu poate să fie 15, da? Nu. De ce? Pentru că împărțitorul... Nu. Ține aminte că împărțitorul trebuie să fie mai mare decât câtul. Aici e după o veste că nu ține minte tot timpul acesta. Cum faci? Ceva trebuie să ne vină în minte, da. Să ținem minte definitiv. Hai să facem noi la împărțire. Hai să facem pe 215 împărțit la 29. Cine mă ajută să facă împărțirea asta? 215 împărțit la 29, Iren? 29, în 2 nu se cuprinde, luăm următoarea cifră, nu se cuprinde, da, deci... luăm următoarea cifră. Da. Și deci trebuie să le iau pe toate 3, 4 linii, da? Și ca și cum ar fi 30 în 20, 210. Cam 30, că 29 se apropie de 30. Eu, cum fac eu? Deci așa gândesc eu, ca și cum ar fi 30. 3. 3 în 21. 3 în 21? De vreo 9. 9 ori, da? 9 ori 3? 27. Îl depășește? De 7 ori. De 7 ori, să zicem, nu? 7 ori, 3 fac 21. Da. Deci de 7 ori aștept să fie. Asta vedem. 7 ori, 9 ori. 7 ori, 9. 7 ori 12. 7 restul 12. 7 rest 12, da. Deci restul întotdeauna? 12. 23, domn profesor. 23, da? Și ne dă 7 rest 12. 7 rest 12, da? Deci restul trebuie să fie mereu mai mic decât împărțitorul. Asta e! Și nici odată. Restul, când facem împărțirea, totdeauna ne uităm la rest. Dacă restul e mai mare decât împărțitorul, mai merge, mai mărim numărul. Mai mic, întotdeauna. Întotdeauna restul trebuie să fie deci mai mic. Deci nu poate să fie 15. Deci nici 14 nu poate fi. Da, nici 14. Și dacă restul este 14, Mai împarte o dată. Dar 15 poate să fie împărțitorul? Nu. Împărțitorul, 15. Împărțitorul? Nu chiar, că n-ar da, n-ar putea să dea 15 împărțitorul. Împărțitorul, nu restul, mama. Păi da!
Păi cum? 15 dacă îmbărți la 14 se poate? Da. Păi? Da, de unde da, îmbărți la 8 era. Da. Deci, atenție. Îmbărți la 8. Trebuie să dea 8. Eu întreb așa. 32. Nu. E prea mult. Ma, uitați-vă la mine. Deci împărțitorul, când restul este, iată în cazul nostru restul cât este 14, împărțitorul trebuie să fie peste rest, mai mare decât rest. Adică trebuie să fie 15, 16, 16, da? Nu poate să fie 13, nu poate să fie 12. Mai mic. Deci mai mic nu poate să fie, dar mai mare da. La întrebarea poate să fie 15? Sigur că poate să fie. Da? Deci spune-mi acum, de momentul în care am văzut cum, ziceți, cum restul egal cu 14, rezultă că B este mai mare sau egal, mai mare strict decât 14. B e strict mai mare decât 14. Asta se vede din cap, copii. Alo. Deci, atenție, cum restul este 14, despre B trebuie să fie, să spun că este dincolo de 14, 15, 16 și așa mai departe. 900. Deci, în momentul de față, A e mai mare ca B, B e mai mare decât 14, sigur că A e mai mare decât 14. Deci, o observație pe care o am de la bun început este că asta, ca A și B, sunt numere mai mari decât, de mai decât 14. Excelent. Ia să vedem. Da? Păi teorema. Să vedem. Împărțirii cu rest. Să scriem teorema împărțirii cu rest. Care este teorema împărțirii cu rest? Deci de împărțitul este egal împărțit cu... la împărțitor. Deci de împărțit împărțit la împărțitor este egal cu împărțit. Cât și rest. Și rest, da. Și de împărțitul este egal cu împărțitorul ori deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Asta este relația care nu trebuie să o uit niciodată. Și prin somn. Facem... Dacă mă trezește cineva, spun de împărțitul. nu spui cum te numești. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Prin somn. Da? Tu te zici, de împărțit egal cu împărțitorul. Da, profesor. Da? Ce faci, David? De împărțit egal cu împărțitorul. Cu împărțitorul plus restul. De acum așa să răspundeți la părinți. Da? Ei bine, de data asta, de împărțitul am fixat A, da? Da. Deci urmează că A, egal cu împărțitorul, nu știu, B, oricâtul este cât? 8, da? Plus restul, 14. Deci A egal cu B ori 8 plus 14. Ei, și acum... Păi și facem schimbarea. Și mai avem A plus B facem, egal cu 353. Păi da, și facem B ori 8 plus 14. A plus B egal cu 353. Păi da, profesor, noi facem, înlocuim, da, și facem B ori 8 plus 14. Deci în loc de A de aici, scriem B, B ori 8 plus 14. Deci, plus 14. Se înțelege, da? În loc de A, plus B ori 8 plus 14. Deci echivalent la asta. Casandra, trebuie să mă ajuți. Deci, ce facem? Aici, în relația a doua, în loc de A, punem B ori 8 plus 14. Deci B ori 8 plus 14. B ori 8 plus 14. Plus B. Da. Plus B. Cu 353. Deci ce am făcut eu? Pe A-ul care știam că e B ori 8 plus 14, l-am înlocuit în relația asta. Și de A am pus B ori 8 plus 14 plus B egal cu 33. Echivalent cu. Daria? Păi, atunci facem, păi vedem că avem 8 de B și atunci și mai avem 8, un B și facem 9. Și mai avem un B. 8 de B și cu un B fac 9. Și facem B ori 9. Deci B ori 9. Sau 9 B. Da, este, da, sau 9 B este plus 14. Nu. Plus 14 schimb din ordine. Ok, este egal cu 352. 353. Și 52. Și 3. Ah, și 3, da. Ce facem acum? Păi facem 352. Irene? Scădem pe 14. Eram în 2, da. Și echivalent cu 9B, 9 de al de B,
punem punctul acela, că o să puneți cât de curând. O să vă obișnuiți. Ori, ori acela, da. Ori punct. Așa egal cu 353 minus 14. Și ceea ce ar însemna echivalent, că 9b egal cu... 338. Da? Dacă 9b fac 338, dar un singur b. Dacă 9 de al de b fac atâta, ce facem? O să fie o simplu 338? La 9. Deci un singur b este egal cu 338. Stați puțin, domn profesor, că... Se întreabă cineva dacă am zis 353 minus 14, nu știu dacă e 338. Păi 13 minus 4, 8. Ai greșit. Păi, nouă. Dacă nu sesizați niciunul. Păi da, eu am scris exact când mi-am dat voi. Na. Așa, da. Îi facem din toată baftea, exact. Să și-o filmează. Și nu am răspuns pentru că nici nu sesizați. Upar. Și da. Până în par nu se poate. Deci aici punem 9, da? 339, păi la 9. Și zicem 9 în 33. De 4 ori nu intră. 3 ori. 3 ori? Da, de ce așa, da, de deci eu zic, dacă tu te-ai gândit la 4, imediat trebuie să fii 4, 9, 36, și depășești. Deci atunci, de 3 ori, da, așa. Deci de 3 ori, 3 ori, 9, 27. 6. Și 69. Nu se împarte. Nu, n-ați dat voi numărul. Da, m-au dat chiar corect. V-am spus. Da. 63, hai să luăm, nu? 63. 63 să rămână, da. Mai scădem un 6. Deci, nu 353, 347. Ah, și atunci facem... Și atunci... Deci, tot o să meargă. Da. Faci 63. Minus 14. Da. 347. 333. Și facem 333 împărțit la 9, care tot de 3 ori intră. Oricum, ai face-o. Da. Și tot 6 de... Exact, 63. 63 și 73. De 7 ori, 63. Și B e 37. Și atunci A va fi egal cu 333. Deci iată că pe A... A e egal cu... A l-am găsit. B e egal cu 37. Da, și atunci A va fi egal cu 347 minus 37. 347 minus 37 și este egal cu 310. 310, da. Dar voi n-ați făcut așa, nu la test. Nu, eu am făcut amare. Cum ai făcut? Eu nu știu cum am făcut. Ascultă. Din 3, spune că din 347 am scăzut 14 și după am împărțit la 8. Deci tu ești așa. Faptul că A egal cu 8B plus 14, ai scăzut... 14 restul, nu ai scăzut. Ai scăzut din suma, da. Toată, da? Da, din 347 ai scăzut 14. Da, și am părțit la 8, dar trebuie la 9. 9. Mai trebuie la 9. Deci, de B. Tu de ce ai împărțit la 8? Pentru că am împărțit la 8 pentru că am găsit că poți face ceva din numerele alea. Că e asta mă ciudățenia mare, mă. Când numai la acelea, l-ați văzut numai pe acelea și a zis, băi, dar degeaba mai îmi dă mie ca A plus B? Nu te-a mai interesat nimic. Tu pur și simplu, din numele acelea, după experiența din urmă, știi doar că le aduni, le scazi, le mulțești, le împarți, le faci... Până că de 8 ori, scăzut pe 14 de acolo, da? De acum ai înțeles că e o mare greșeală să mergi mecanic? Mai faci un problemă de asta, că nu trebuie să... Eu, la B, am scăzut sub plusul. 14? Da. Și ai împărțit la 8. Dar ce ai împărțit la cât? Eu am făcut altceva. Cum altceva? Hai să mai lucrăm cu mine. Eu am făcut altceva. Tu cum ai făcut? Tu cum ai făcut? Am făcut prin segmente. Și prin segmente? Da. Și cum ai făcut prin segmente? Ia să vedem, poate să fie și asta o idee. Ia să vedem la asta. Păi am făcut segmentul la A, care era mai mare decât al lui B. Am gândit că totuși trebuia să mergi cu B, mai mic, cu B. Da. Deci m-am gândit că B ar fi... Deci B ar fi un segment. B este asta. Da. Și A... E de 8 ori. Da. Și A... De 8 ori ăsta și încă 14. A este de 8 ori B-ul plus 14. Păi nu zici așa? 1, 2, 3, 4... 5, 6,
7, 8 și încă 14. Acum stăreți sub plusul, cum a zis David, și cu Casandra, cu dragilor. Da, așa, 3, 4, 7, 9, 14. Și eram mai ușor. Și eram mai ușor decât chestia asta. Păi copii, un număr se împarte la altul și dă cât și rest. Cum a zis domn profesor? Repit, teorema împărțirii cu rest. Și oricum așa, dădeam mult mai ușor și nu mai trebuia să facem atâtea calcule. Și aveați B, A egal cu B-ul 8 și făceam 353 minus 14 și apoi făceam... Împărțeam la 9, tot acolo am ajuns. Și făceam la 9, da, numai că noi cu mai multe calcule. Păi mai, și cu asta era mult mai ușor. Nu sunt mai multe capă. Pur și simplu am interpretat teorema împărțirii cu rest. Că dacă ai împărțit la 8, nu-i corect. Nu, deci eu am întrebat-o pe Miss și eu am spus că... N-ai întrebat-o. Că nimeni n-a întrebat-o pe Miss nimic. Adică nu se poate. Da, cum să zică că e... Matematica are un singur răspuns. Da. Un singur idei. Rezultatul este sau nu este. Dar încă o dată. Atenție. Cum am învățat că am descoperit că B-ul e mai mic și ăsta e de 8 ori, făceam 8 segmente, plus 14 plus restul, atunci ăsta este A-ul și cu B-ul la un loc. Care știați că sunt 347. Da. A-ul și B-ul la un loc, suma lor. Și acum scădeam surplusul. Corect. Și rămânea A-ul și B-ul parte din A. 9 segmente. Dar numai dacă puneți teorema împărțirii cu restul. Păi nu-i tot una, măi, David. Îmi pare rău, da, într-adevăr, îmi pare rău, dar uite, aici când noi am zis să înlocuim, lor le vine greu să vadă chestia asta. Păi de asta aș vrea să mai lucrăm. Mai lucrăm acum. Dar, copii, a fost destul de simplu dacă asta înseamnă atât, dacă ăsta înseamnă așa, atunci, în loc de A-ul ăsta, pun pe B, 8 de al de B plus 14. Bine, era mult mai ușor cu segmentul. Nu, mama, pentru că este ușor și așa. Este ușor și așa ușor. Deci, dar nu spune. Dar în timp nu o să mai putem face cu segmente. Și va trebui să învățăm. Sunt calcule destul de laborioase în care nu mai poți să... Păi da, segmente de spus. Da, facem. Hai să mai facem. Facem și așa, și așa. Și așa, și așa. Nu-i decât... Și da, și algebric. Păi este calcul algebric. Este este calcul algebric. Cum părinților le place mult mai ușor să facă asta. De aceea mama este acum în stare să ne influențeze, să spună fără segmente. Fără segmente de la 5. Calculul algebric îi place mai mult. De la 5 trage în partea de sus. Nu. Lucrăm și pe amândouă și cu segmente. Sigur că da. Că acum suntem la etapa în care îi văd asta. Deci așa mergem și domnul face și calcul algebric ca să înțeleagă. Da, îi facem pe segmente. Dar voi ați făcut segmente la asta? Da, eu am făcut la multe. La asta ai făcut segmente? Da, eu am făcut cu segmente păi la asta. Păi nu recunoaște. Mă rog, de fapt pe Davide, nu pe tine. Nici nu v-am învățat. Deci nu mi-a arătat și ne dă... Păi da, păi stai un secunde. Tu puteai să te duci. Metoda asta, segmentul, metoda figurativă, este des folosită. Mulți copii s-au încurcat la o metodă, deci aveam ultimul exercițiu. Și acum hai să recunoaștem că și tu te-ai încurcat. Tot la acesta. Eu nu m-am încurcat la bine, bine. Era cu metoda aceea. Aduceți-vă aminte. Metoda nu cu falsa ipoteză. Da, cu falsa ipoteză. Și era cu 100 de era cu 100 de kilograme, cu lăzi 5 kilograme, lăzi cu 5 kilograme și cu 9 kilograme. Era ușor. În total 750 de kilograme. Și trebuie să aflăm. Dar haideți să mai insistăm. Hai să mai facem din asta. La punct chestia asta, da? Și pe rând ziceți fiecare ca noi să ne dăm seama unde suntem. Cine știe și a înțeles, da? Hai, David, să vedem dacă ai înțeles, da? Și văd că ești trist, da? Asta e. Pot eu să? Nu. O secundă. Okay. Eu continui. Hai să o punem problema. Haideți să o compunem, corect. Deci luăm două numere, copii. A-ul egal cu 756, B-ul egal cu 94. Să împărțim pe el mai mare, la el mai mic. Deci 756 împărțit la 94. Păi egal să luăm tot numărul. Egal cu cine m-a ajutat la împărțirea asta? Davide? 9 ori 9 8 ori 9, 72. Merge.
Da? Hai să zicem. De 8 ori, da? 8 ori 4, zormește. 8 ori 4, 32. 23. 8 ori 9, 5, 72. Da. Și 3, 75. Așa. 752 minus 756 4. 4. Deci, suma a două numere, hai să formăm programul. Suma a două numere este A plus B. A plus B este egal cu 4 și cu 6, 10. 850. Da? Suma a două numere este 850. A împărțit la B. A împărțit la B. 8. Ne conduce, rezultă, câtul egal cu 8 și restul 4. Egal cu 4. Să se afle numerele. A egal semn de întrebare, B egal semn de întrebare. Fac ambele metode? Am două, sigur. Hai să vedem. Acum, noi știm la ce numere trebuie să ajungem. Că știm, da, din culise. Da? Dar cum ajungem acum? Luați-i până, domn profesor, ca să vedem dacă am înțeles. Da. Ia să vedem casa mea. Păi. Ai scăpat, David. Sunteți fericit. A scăpat. Hai, hai, încearcă singur acum. Nu aștepta. Gândește-te că îți dai răspunsul. Uite și la problema din urmă, cum am gândit-o. Păi, A este mai mare decât B, asta corect. Știm. Asta e bine. Deci pe B e mai mic, da? B. Hai să luăm cu segmente. Segmente. B este atât. Ăsta e B-ul. Da. Da, A e mai mare. Okay, da. A e mai mare. Întotdeauna facem picior mai mic, iubita. Tocmai pentru că A este exact, A e mai mare. Și au cât de mare să luăm? De 4 ori? Dar nu la întâmplare. Păi, nu la întâmplare, că avem restul. Restul, dacă să ne amintim teorema împărțirii cu rest. A, restul... Ce spune teorema împărțirii cu rest? Că... De împărțitul... Egal cu? Este egal cu... Mai când te trezești, ce vrei să spui? De împărțit, egal cu învățăm plus... Oricâturi plus rest. Asta-i. Da? Deci, dacă ai pe 7 și pe 2, rezultă câtul egal cu 3 și restul e 1. Și 7 ăsta nu este egal cu 2 ori 3 plus 1? Da. 2 ori 3, împărțitor ori câtul plus restul. Deci asta trebuie să ții minte, repet. Țineți minte. Mecanic. Este o chestiune vitală. Fără ea, fără... Asta nu putem începe chestiune. Deci de aceea, fiindcă A împărțit la B egal câtul 8 și restul, rezultă aici, în dreptul său, traducem acest lucru în varianta asta. A de împărțitul egal cu B, împărțitorul, ori câtul... Care-i 8? Care-i 8? 8. Plus 4. Plus 4. Care plus 4. Așadar, pe A, de câte ori să luăm pe B? Uite, A egal cu B ori 8. A, B ori 8. Deci de 8 ori. De 8 ori, deci de 9. Păi zice că au e de 8 ori B. 8 plus ori 4. Plus 4. Da? De 8 ori, așa spune teorema împărțirii. Așa veți face segmentele, copii, ca să știți cum faceți segmentele. Deci îl faceți de 8 ori. Deci pe A... Și plus încă 4. Deci da. Așa. Deci luăm una, ca să amplea 1. Cât e B? 2. Cât e B, scuze. 3. Înțelegi, Dante? 4. 5. 6. 7. 8 și încă o bucățică. 4. Plus 4. Da? Da. Și acum cum facem? Facem 850 minus 4. Așa. Corect. Pentru că ele împreună. Astea împreună. Așa împreună. 850. Facea 850. De aceea scădem din 850 bucățica asta ca să rămâne cele câte părți. Și câte segmente rămâne egale? 9. Corect, 8 și 9 de sus, 9. Ai înțeles, David, de ce-i greșit? Deci, acum, ce facem noi ca operații? Deci, 850 minus 4 egal cu... 846. 846. Împărțit la... Acum, 846 împărțit la 9. Egal cu 94, la 94.
Face 94. Și cine este 94? Un singur segment. Adică cine este un cazul nostru? B. 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 Deci B egal cu 94. Iar A-ul este... 94 ori 8. 94. Exact. Sau din toată suma, scădem și aflăm pe A. Deci A e egal cu 850, ca să nu mai pierdem timp. 850 minus 94. Și egal cu cât face aici? 756. Și cu asta am aflat și pe A și pe B. De pe acum, Vicla. Recunoașteți. Acum, da, Nicla. Da? Deci asta e toată povestea asta. Trebuie să știi teorema împărțirii cu restul. Asta i-am întrebat și eu. Da? Trebuie să știm teorema împărțirii cu restul, altfel nu ne iese deloc că ești eu. Vorbim fără niciun temei. Dar am învățat asta, domn profesor. De acum când ne întrebați, dați-ne cu cine e egal împărțitorul? Părțitorul. Nu împărțitorul, de împărțitul. De împărțitul e egal cu împărțitorul cât? Plus rest. Nu, îl mulțit cu cât. Împărțit cu cât. Împărțit cu cât. Lăsați-l mai binarii de să zică. Deci cu cine e egal? Deci împărțitul e egal cu împărțitorul ori rest. Oricâtul. Uite, mai. 7. 7 egal cu 2 ori 3 plus restul. Deci 7 de împărțit, egal cu împărțitorul 2, ori câtul 3, plus restul 1. Deci cu cine e egal de împărțitul? De împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. Bravo, dar cu cine e egal de împărțitul? De împărțitul este egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. Cassandra? De împărțitul este egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. De împărțitul este egal cu câtul, plus restul. Împărțitorul oricâtul. Deci, atenție, împărțitorul ăla la care împărțim. Împărțim. Împărțitorul oricâtul plus restul. Deci de împărțitul ăsta mai mare, puternicul, egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Îl scriem, domn profesor. Ca și formă. Dar nu așa scrieți, de împărțitul. Egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Am scris și la început și așa. Da? De împărțit. Egal cu împărțitorul. Câtul plus restul. Nu mai uităm niciodată. Hai să mai facem un colegi. Să facem și varianta asta al gemului. Haideți, măi. Hai, poți eu? Nu, nu eu. Lucrează. Tu a lucrat-o, Davide, că el nu vrea. Compune-l în alte ghișiți. Compune-l, da. Dar acum nu-mi dai împărțitorul, îmi dai numai câtul. Nu. Să vă dea numai câtul? Fie șmecheră. Fără rest? Și restul. Să vă dea câtul și restul? Și deci de împărțitul? Tu ții două numere, A și B. Da. Le împarți, găsești câtul și restul. Excelent. Și spui... Asta găsesc eu la nivel. Da? Și atunci ne dai câtul și restul. Nu mai dai A și B. Nu, pardon, îmi dai împărțitorul și restul. Am înțeles ce să... Lasă că fac eu, compun eu. Așa. Hai să ne întoarcem la problemă. Noi am avut așa, că A plus B, A plus B este egal cu 850. Și că A egal cu B ori 8, nu? Plus 2, A egal cu? B ori 8, împărțitorul ori câtul, plus 4. Plus 4, sau? 4. Și acum, A-ul care știu deja, urcă și îl înlocuiești sus. Deci în loc de A-ul de sus, pun cât este el. B ori 8 plus 4. Da? Deci în loc de A-ul de aici, pun B ori 8 plus 4. Și atunci prima relație devine. Irene, ce devine? Prima relație. În loc de A, că te-am văzut că ești neatentă. De ce te-am întrebat? Da? Obișnuiți ca la clasă, ca să stați acolo degeaba și nu mă pun pe mine. Este bun. Și acum se și înregistrează. Da, asta face. Deci, încă o dată. Fiindcă de împărțitul A egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, pe împărțitor nu știm. B ori 8 plus 4. Acum, în loc de A-ul de sus, A-ul ăsta de aici, pun pe A-ul de aici, care e B ori 8 plus 4. Și ce devine prima relație? B ori 9 plus 4. B ori 8 ce devine? Deocamdată în loc de A pui B ori 8 plus 4. B ori 8 plus 4. Deci B ori 8
plus 4, plus B. Plus B. Vezi tu, Irene? Deci noi am locuit pe A-ul ăsta, uite, așa, A-ul ăsta e egal pe A-ul. Și A-ul ăsta e egal așa. Și în loc de A-ul de aici, am pus sus, l-am pus acolo, ocupat locul lui A. B-ul rău plus 4. Plus B, egal cu, cât zice? Egal cu 800... Nu? Egal cu 850. Nu e foarte ușor, mă. E foarte ușor, mă. Dar voi fugiți de ea. Pentru că am fac plus un B. Deci 8 de al liber și cu un B fac 9 de al liber. 9 B plus 4 egal cu 850. Da. Și după aceea fac 850 minus 4, care îmi dă 9 B egal cu 800. 850. 846. Da. Și după fac 846 împărțit la 9. De B va fi egal cu 846 împărțit la 9. Care îmi dă 94 și B egal 94. Da, da. Și A egal 94 ori 8. Plus 4. 4. Ori, așa ori din toată suma, din 850, scădem pe B. O, ce ușor. Deci A egal din 850 minus 94 și face în, tot, în final cât am spus noi? 756. Eu m-am încurcat atunci la final că trebuie să fac 150 minus 94. Eu am făcut 94 ori 9. Au, ori 8. 94 ori 8 am făcut și nu m-am dat. Deci ori 8 și plus, dacă vrei. Dar ca să nu te mai încurci din total, cum am vrut. 94. Da, 94 și-ai găsit. Hai să vedem alte chestii. Așa, suma două numere este 1300. Suma două numere este 1300. A plus B egal cu 1300. Da? Și dacă îl împărțim pe A la B, la, 1000, la 180. A împărțit la 180. Egal cât? Restat. Egal, așa ușor. Cât? Nu egal cu cine? Și restul egal cu rest, 4. Restul egal cu 4. Cine sunt A și B? Domn profesor, da. Pot să spun? Să-mi spun un pic să analizăm, că nu, nu e clar. Dar e destul de simplu. Cum să facem David de acolo? Atenție. Deci suma două numere este 1300. Dacă îl împarți pe A la B, la 180. Mi-e dă cât tu, nu știm, și restul 4. Și restul 4. Wow! Da, Daria, lasă un pic, Daria, un pic, să ne gândim și noi. Tu lucrează, tu văd cât. Ia zic asta, Daria. Păi 180 este B. Așa. Și e ușor să aflăm pe A. Asta e mult mai ușor acum. Și așa 180 este B. Deci B egal cu 180. Asta e foarte simplu acum, da? Și dacă știi pe B, l-am ghicit pe B, pentru că suma lor este 1300, da? Și acum e ușor. Mamă, ce greu. A este banal, da? Dar nu trebuia să aflăm pe A și pe B, da. Câtul și B-ul. Și A-ul. Câtul și A-ul. Și A-ul. Câtul și A-ul, da. Da. Câtul și A-ul. B-ul este 180, A-ul va fi egal 100, 1300. 180 și face 1120. Și cât? Iar câtul împărțirii se face împărțirea. Trebuie să faceți teorema împărțirii cu rest, domn profesor, n-ai ce să fac. Deci, de împărțitul, adică 1800. Cu cine egal de împărțitul, copil? 1300, domn. 1300, da. Cu cine egal de împărțitul, Davide? De împărțitul egal cu... De împărțitul egal cu împărțitorul, ori oricât, plus rest. Egal cu împărțitor, dar nu mecanic copii. Mă, când faceți proba, mă, când faceți proba din împărțirea, se face exact. Câtul împărțirii, mulțit cu împărțitor, cu împărțitor, da? Da. Asta era proba împărțirii. Trebuia câtul mulțit cu, cu cine? Cu, cu câtul plus restul. Și plus restul, dacă, dacă aveți rest, da? Deci 1300 de împărțitul cu cine egal la noi aici? De împărțitul egal cu... Cine-i B? Nu, noi trebuie să avem C-ul. Nu C-ul, câtul. Câtul. Da. Adică facem 1120 împărțit la 180. Nu, măi. Dar cu cine egal? Ai zis teorema împărțirii mai înainte. Hai să scriu, 1300. Adică de împărțitul egal cu cât?
Și aflăm câte cu împărțitorul oricâtul, adică cine e împărțitorul la noi? 180 puiule. Oricâtul. Plus 4, restul. Asta vreau eu să... Să punem la exact. Pus și să rămân definitiv. Da, că după aia sunt acolo. Dar nu zic clar, puiule. De ușor. Păi de ce nu zici? Deci păi împărțitorul oricât plus restul. Păi 180 împărțitorul. Păi să faci de da. Dar ne trebuie să aflăm câtul, nu? Câtul. Și acum păi, câtul îl aflăm. Păi da, și așa cum e... În algoritmul de împărțire care știi să-l facem. Adică ce faci? 1300? Hai. 1300. 1300 împărțit la 1000... Ca 180. 180 au 0. Da. Tăiem un 0, da. Și 230. Îmi intră cam de... 2 ori. De 2 ori, da? Nu, de vreo 5 sau 7 ori. Nu știu mai, dar hai de ce să vă zic. Dar cum îl faceți? Cum îl faceți cu ce de acolo? Nu, de vreo 9 ori. Nu, sigur. Maxim. Eu cred că de mai multe ori. Mai mult de 9 ori? Ei, da. 10 dau profesor. Nu de 10. De 10 n-are cum. N-are cum, că 10 ori 18 îi fac... Dar 10 ori 18 ar costa 80. Din 9 ori. Din 9 ori? Sigur că da. Sigur, 9, 8 ori 9, 56. Mm-hmm. 8 ori 9, 56, așa face. Țin minte acolo. 8 ori 9, 72. Bă-te-o la jos din minimă. Bă, ce faci? Și nu, dă mult prea. Și cu 4 ăla ce faceți? Împărțiți 1300 la și 4 ăla cu ăla. Mai da, din. Tu astăzi... Se înregistrează ce cu voi? Tu ți-ai propus să vezi dimineața. Da? Bine. Acum, hai să vedem o dată. Cam, de parcă ar fi 20, da, vede. 18 aproape de 20. 20 în 130. Ca 2 în 13. 5 ori. 6 de 6 ori. 6 ori, chiar de 7 ori. Da. Aștept de 7 ori, că am exagerat aici când am zis 20. De 6 ori. Și aici am 130. Merg de... De câte azi? De 6 ori. 6 ori. Ori? Am încercat cu 7, domnul profesor. 6. 6 ori 8. 6 ori 48. 48. 8. Și 4. Dar lucrează-mă, bărbate. Ce faci tu aici? Stai și tu uitare. Deci 130 împărțit la 18. 6 ori 48, 8. Vorbește? 48 cât dă casa? Mi-a dat 108. Eu calculez. Păi dacă facem 6 ori 48, scriem 8, 4, 6 ori 1, 6 și cu 40. 108, oameni buni. 6 ori 48. 6 ori 6 și cu 40, da? 108. Și domn profesor scădem și ne dă 2 și ne dă 22 și facem 22 și o coborăm pe... Păi nu coborăm. Păi vă dă restul mai mare decât împărțitorul. Plus 4. Minus 4. Deci aici nu-i bine împărțirea asta, n-a fost bine corectă. Dar cu 4 la ce ați făcut 22. Înseamnă că era ori 5. Păi, deci, dar, domn profesor, deci, de ce v-a dat 1300? Deci n-am făcut bine, nu? Că eu nu trebuia să puneți 1120 împărțit la 180? Dar de ce 1200? Pentru că 1120 a... Da, chiar nu-i greșit asta. Păi 1120, domn profesor, e a. Că a v-a dat dumneavoastră 1120, că a plus b egal 1300. Adică, și 1120 împărțit la 180. Deci asta nu-i bună? Nici prima. Pentru că a zis A e bun. A zis tu, au, nu l-am aflat pe A. Păi nu știți asta. Pe A, domnule. Păi l-ați aflat. V-ați aflat pe A. 1120, dar l-ați aflat. Aici trebuia să primim 1120. 1120. Trebuie să facem 1120 și părți la 180. Sigur că da, am greșit. Dar voi mă lăsați să greșesc, asta îi faceți voi, mă lăsați să greșesc. Și atunci ar fi total. Deci de împărțitul A-ul, care A este 1120, de ce am scris 1300? Păi, nu știu. Dar să știți, domn profesor, cu tot de 6 ori intră. Tot de 6 ori intră. Dar trebuia să spui, asta trebuia să spui, dat. Prima chestiune era asta. Sesizăm repede că nu e vorba de 1300, unde e vorba de A plus B, ci e vorba numai de A, de împărțitul. Deci voi trebuie să mă corectați, eu scriu tot ce îmi spuneți voi. Voi trebuie să atentă, dar toată lumea suntem atenți că dacă
ne apucăm și lucrăm fără să fim aici cu mintea, n-am avut nimic. De ce, domn profesor? Deci nu trebuie să vă vadă nimeni. O să spun, domn profesor. Haideți, copii, haideți să ne... Haide. Trebuie de dar știți. Deci 1120. Băi, intră tot de 6. Acolo e bine. Eu vă spun. Așa, plus 4, da? Plus 4, da. Faceți 1120 împărțit la 180. Așa se fac? Da. Așa fac. 1120 împărțit la 180. Și tot de 6. 6. Și facem 6 0 0. 6 8 48. 8 scriem parcurile, 6 ori 1 6 plus 4 și ne dă 1080 și dacă scădem ne dă 0 0 și ne dă 4. Și dacă ajungem pe 0 ne dă 6 plus 4. De ce scădem de? Deci acolo 4, ne dă 4, da. Facem, 6. 40 vă dăm. Păi da, dar noi l-am eliminat pe 0 de acolo. Că uitați, domn profesor, că deci noi l-am eliminat acolo pe 0. Cu 40? Nu mai avem pe 0. Da, chiar, fără 0. Noi fără nu mai avem asta, pe 0. Da. Și atunci, dacă nu mai avem pe 0, deci e 6 ori 8, 48 și atunci ne dă rest 4. Și ne dă 6. 40. Nu înțelegeți. Pentru că ne-am tăiat zero ăla, nu mai are ce căuta. Da, nu mai, nu, deci nu mai, nu mai avem da, zero. Da, trebuie să-l punem la sfârșit, trebuie să-l punem. Deci, aici. Restul e 40, domn profesor, n-aveți ce face. Nu-i 4. Așa este. Păi dacă nu ne dă tot, înseamnă, păi dacă noi deja am avem numărul acela și este corect. Da, da, 40, nu 4. Dar s-a greșit la formulare. Da. Dovadă că tu ai greșit. Eu am zis 4, nu-i 40. Deci, de acum ne-o dat. Am greșit aici. Copii, trebuie să înțelegeți așa, că în formularea acestui exercițiu, faptul că zice A plus B fac atât și A împărțit la B este câtul și restul, câtul trebuie să-l aflăm și restul... Nu 4, 40. 40, da. Corect. Așa, 40. Atunci pe B l-am descoperit foarte repede. Da. Am scăzut din A pe B și am avut 1120. Corect. Și acum facem împărțirea pur și simplu. Și vedem restul. Face o probă. Și acum am văzut restul. Da. Și restul efectiv este 40. 52, domn profesor. Da. Câtul este 6, da? Câtul 6. 6 e câtul. Ne oprim aici și continuăm.